Doamnelor și domnilor, vă spun bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Orașului Buna, astăzi 28.09.2017. Aș vrea să supunem spre aprobare procesul verbal din, de la ședința ordinară din 8.08.2017. Dacă aveți ceva obiecțiuni de făcut la acest proces verbal. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Da. Deci... Domnul Lamas a votat pentru? Da. Deci a fost aprobat. Mai avem procesul verbal de la ședința extraordinară din 13.09.2017. Dacă aveți ceva comentarii de făcut la acest proces verbal, care îți răspund la mine? Transcris în partea a doua, în documente care am transcris a doua zi. Așa, dacă aveți ceva comentarii, vă rog la acest proces verbal. Nu. Deci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțin. Da, corect. Deci a fost aprobat și procesul verbal. Trecem la ordinea de zi. Voi da și trei ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Roșes Constantin, președinte de ședință pentru luna octombrie 2017, inițiator primarul Roșu Gomă. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgovna în comisiile de administrație ale unităților de învățământ din raza administrativă a orașului Târgovna pentru anul școlar 2017-2018, inițiator primarul Roșu Gomă. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Târgovna, în sfârșit, prin hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 2007, inițiator primarul orașului Târgovna. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modalitatea de stabilire a valorii chiriei pentru locuințele situate în blocurile construite cu fonduri ANL, inițiator primarul orașului Târgovna. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și comuna Milești Mici, raionul Ialoveni din Republica Moldova. Inițiator, primarul orașului Târgu. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și orașul Ceazăr Lungar din Republica Moldova. Inițiator, primarul orașului Târgu. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgovna, județul Bacău din România și orașul Gola Pristan, regiunea Herson din Ucraina, inițiator primarul orașului Târgovna. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgovna, județul Bacău din România și comuna Gal Vizunascu, regiunea metropolitană Milano din Republica Italiană. Inițiator primarul orașului Târgovna. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat la parcelul blocului F13 din strada Victoriei, numărul 3842, oraș Târgovna, județul Bacău, inițiator primarul oraș Târgovna. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii Consiliului Local al orașului Târgovna, inițiator primarul oraș Târgovna. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primarul oraș Târgovna. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local de Târgovna numărul 51 din 31.05.2017, aprobarea prețurilor tarifelor practicate de SICE Compania de Utilități Publice Târgovna S.A. în relațiile cu clienții, persoane fizice și juridice pentru prestațiile executate de societate. Inițiator primarul oraș Târgovna. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.000 de lei pentru susținerea activităților organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, 5 octombrie, a Zilei Internaționale a Persoanelor Vânzice, 1 octombrie, și a Zilei Vânătorilor de Mundie, 3 noiembrie. Inițiator, primarul orașului Târgovna. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă lemnoasă ce va fi exploatată din fundul forestier, proprietatea orașului Târgovna, și aprobarea prețului de vânzare. Inițiator, primarul orașului Târgovna. Punctul 15. Informare privind constatările consemnate în raportul de audit numărul A17/166 din 28.06.2017, încheiat în urma acțiunii audit financiar asupra
contrar contului anual de execuție bugetară al OAT de către Camera de Conturi, județul Bacău și a măsurilor dispuse prin decizia numărul 33 din 3-8-2017 pentru înlăturarea deficiențelor. Punctul 16, informare privind organizarea manifestărilor culturale artistice zilele orașului Bucovina 2017 și manifestărilor comemorative prelejuite de aniversarea 100 de ani de la desfășurarea lucrurilor de la Bojna și Cireșoaia orașului Bucovina. Deci trecem la aprobarea ordinei de zi. Cine este pentru? Domnule președinte. Aș vrea să suplimentez, dacă se poate, ordinea de zi, un nou punct, interpelări și răspunsuri, în locul punctelor diverse care au fost scos de pe listă și aș vrea ca acest punct să fie filmat integral. Vreau să fie supus la vot. Suplimentarea ordinii de zi cu acest punct care v-am spus. Dacă putem vorbi, sigur sunt discuții, vă rog. Nu trebuie să solicitați suplimentarea ordinii de zi. Exact cum a spus acum, la începutul ședinței, solicitați președintelui să vă dea cuvântul pentru interpelări sau întrebarea adresată executivului. Și le puteți adresa, Consiliul Local poate stabili dacă la începutul ședinței sau la sfârșitul ședinței. Adică nu neapărat trebuie să existe un punct distinct pe ordinea de zi. Aveți posibilitatea asta conform legii și regulamentului de organizare a Consiliului Local. Dacă v-ați exprimat acum dorința să adresați o întrebare sau să aveți o interpelare, noi o notăm și membrii Consiliului Local vă doresc dacă ați început să procedeze. Eu ascult să vorbim acum. Acum vrem. A început sau a spus? Deci, atunci... Deci aș dori să fie filmat acest punct, da? Chiar dacă este la sfârșit, să fie un punct distinct. Așa cum sunt la ședințe... Faceți o interpelare la început. Este la început. Când vreți să fac interpelare? Asta nu e ordinea de zi. Și eu vreau să fac interpelare. Când așa cum sunt la toate OAT-urile din țară, un punct distinct, așa vreau să fie și la acest OAT. Domnul secretar, dacă aveți regulamentul la îndemână, aș vrea să dați citire. La articolul 79, da. Din regulamentul aprobat de dumneavoastră în 2016, imediat globalizarea mandatului. Consilierii pot adresa guvernul primar, viceprimar și secretarul orașului, precum și șefilor structurilor funcționale din aparatul de specialitate al primarului sau al serviciilor și unităților subordonate. Prin întrebare se solicită informații cu privire la proiectele supuse dezbaterii, cei întrebați vor răspunde de regulă imediat sau dacă nu este posibil la următoarea ședință de Consiliu. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut, cel interpelat care are obligația de a răspunde în scris până la următoarea ședință de Consiliu. Ce mai clar din în vederea de prim mandat, orice consilier poate să solicite punerea la dispoziție de informații. Ținând cont că nu avem nici invitații în afara consiliului, fără ca acest punct să fie mod distinct scris. Vreau să vă punem măcar la vot ca acest interpelare să fie... Legea vă permite. Să fie filmat. Da? Să fie în cadrul ședinței. Nu sunt filmate. Camerele se închid. Imediat, după când ajungem la punctul interpelări sau diverse, liberamente. Așa se întâmplă. Haideți să începem cu asta. Hai spuneți, v-ați spus. Haideți spuneți, de ce nu începem acum? Haideți că începem. Nu începem cu... Se filmează. Se filmează. Dați-mi votat în primul ordine. Nu vă duc interpelările la inedalate, la zi mi-ai scris. Vă ascultăm. Vă ascultăm. Da, deci dacă cineva vrea să interpelare, da. Referitor chiar la acest punct care a fost solicitat. Dacă cineva vrea să facă o intervenție acum. Eu vreau să fac. Ok. Acest punct interpelări este într-adevăr binevenit, dar
nu la începutul ședinței. Sunt atâtea puncte pe ordinea de zi. Poate să fie, să ducă la discuții. Deci poate să ducă la, după ce se termină ordinea de zi care este, atunci se poate discuta. Dar la început nu-i văd rostul. S-ar putea să discutăm o oră și abia după aceea să ne apucăm de punctul pe care sunt ordinea de zi. Deci gândiți-vă că exact așa se va pune bine. Suplimentarea ordinei de zi. Poate fi ultimul punct. Deci să fie filmat. Așa e regulamentul. Nu puteți să regulamentul aprobat și regulamentul la început. La început. Așa e frumos. Interpelări, declarații politice și la început. Da, mă, dar alea normal. Ce mai e de discutat? Deci am făcut ce am făcut. Ce mai e de discutat se discute la urmă. Camerele de filmare se închid în momentul când ședința este declarată. Da, păi și dacă nu declară închisă? Păi nu, aș... Dacă îi putem pune închisă în cadrul ședinței, atunci va fi filmat până la sfârșit. Da? Și problemele cetățenilor vor fi auzite de către noi care le expunem aici. Permiteți-vă. Vă rog, domnule. Domnul consilier. Haideți că unii consilieri vor să rezolve probleme și să ridice conform regulamentului, alții vor să fie filmați. Vă interesează filmarea sau să ridicați problemele? Spune foarte clar aici. Consilierii pot întreba, adresa întrebări viceprimarului, primarului, secretarului orașului, precum șefilor structurilor funcționale din aparatul de specialitate al primarului. Prin întrebare se solicită informații cu privire la proiectul supus în dezbatere. Te solicitați-le. Și asta au dreptul consilierului. Da, bineînțeles. Permite să vă completez. Cei întrebați vor răspunde de regulă imediat. Atât în ședința de Consiliu. Da, da, nu spune pe aici se referă la modul cum se desfășoară ședințele. Ce întrebați vă răspunde de regulă imediat? Sau dacă nu este posibil, pe următoarea ședință a Consiliului. Interpelarea constă într-o cerere pe care o solicite. Ții explicați în legătură cu un fapt cunoscut, ce interpelat. E regulamentul aprobat, pentru ce să mai apelăm și să mai aprobăm o dată ceva ce există în regulament. Vă rog, spuneți când doriți. Puteți acum, pe parcurs, când doriți asta. Și acest regulament funcționează de atâția ani de zile. Nu știu de ce acum trebuie să stabilim ca să fie. Atunci să spunem așa, intervențiile domnului consilier X trebuie să fie neapărat filmate. Scrieți asta dacă vreți, dacă filmatul vă interesează. Ele sunt filmate. Deci oricând puteți face interpelare. Deci eu vă rog să îmi dați voie să începem lucrările ședinței propriu. Da? Putem? Sau? Cred că nu, domnule. Super. Deci, consider că lucrul acesta a fost lămurit, da? Așa. Deci, trecem la punctul 1. Nu, apropați-vă ordinea. Deci, eu am întrebat-o dată acolo. Da, deci, aprobăm ordinea de zi, așa cum a fost redactată. Cine este pentru? Dacă cine împotrivă? Domnul Muncic, împotrivă. Abține? Deci a fost aprobat. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Roșes Constantin, președinte de ședință pentru luna octombrie 2017. Comisia se plinie de lista dorată. Dacă sunt comentarii. Nu. Deci atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Deci s-a aprobat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Bogna în Consiliul de Administrație al Unităților din Dosemnul de Generalitatea Administrativă a orașului Bogna pentru anul școlar 2017-2018. Inițiator, primul orașul de Bogna. Comisia a studiat acest adevărat. Comisia a Discuții, dacă sunt discuții. Nu sunt discuții pentru că trebuie să concretizate persoanele care au fost aprobate. Bun. Eu propun să rămână aceleași persoane. Există o diferență la liceul tehnologic conform reglementării legale de 2017. Nu mai sunt doi reprezentanți ai Consiliului Local, există un singur reprezentant al Consiliului Local. Deci, în varianta anterioară, pentru anul jurnal anterior, am avut doi reprezentanți, am avut doar unul singur și un reprezentant al primarului, bineînțeles. Deci, de asta apare o diferență. Cine a fost atunci? Domnul Gozaru și domnul Antochie. Dragă măsură, zic. Dacă dânsul vrea să duc, probabil are, am zis că aveți niște elevi în practică acolo. Deci eu sunt inginer, am predat la liceu tehnologic, nu știu, dar mă retrag. Da, mai există o care
Mulțumesc, doamna Leolea, că nu mai poate merge la administrație mult de cât de timp o să mergă la Colegiul Național. Și eu propun că și mă am făcut persoana mea. La școală una am învățat și eu, dacă se poate face rău. Domnul Antonin? La școală una. Da? Și atunci la liceu tehnologic, am zis la domnul consilier Costa. Restul, celelalte propune în mâna, da? În regulă? Nu. Da. Dacă e bun, doar e bun. Da. Deci, pentru da, școala numărul 1, pentru școala numărul 1, domnul consilier Măciucă Săntel și propunerea domnului consilier Antonin Cristian. Pentru școala numărul 2, domnul consilier Bucur Aurel și domnul consilier Panțelu Cristinel. Pentru colegiul Cenegri, doamna consilier Barna Liliana, domnul consilier Rusu Mihai, domnul consilier Nuțu Costache. Pentru liceul tehnologic, domnul consilier Prozavă Ioan. Pentru rătnița Ana Maria, doamna consilier Alina Urmina. Deci, fiind, deci am auzit că nu au numai făcute, deci nu mai vot pe acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem. Deci, acest proiect a fost aprobat. Punctul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Drobna, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 2007. Inițiator primul orașul Drobna. Comisia juridică a disfavorat. Comisia juridică a disfavorat. Discuții. Dacă sunt. Care e tăie noastră pe stradă? Cum se cheamă? Acest teren e porțiunea între terenul postei poliții și Casa Bacu. E o porțiune de teren care, în urma măsurătorilor cadastrale, a rămas neînfinit. Ar mai fi o problemă vis-a-vis de modalitatea de întocmire sau de redactarea vecinătăților. Acolo, peste tot, noi suntem orașul Târgu Ocna, așa cum și mama mea cu mama de noastră erau rude ca o scarbuturi la același soare. Nu știu cum facem, de nu reușim să scriem concret. Acolo, vecin la sud orașul Târgu Ocna, la vest orașul Târgu Ocna, eu cred că ar trebui mai concret recunosc. Ca de altfel și la celălalt teren care este extraordinar. Dacă, pentru că unii cunosc, unii chiar nu știu unde se află acel teren. Și cred că e mai bine pentru materialele care rămân după fiecare ședință, nu-i bine să rămână chiar așa de ușor tratat. Vă mulțumesc. Cine e concret, cine e mai concret. Asta vreau să spun. Nu, la nord orașul Târgu Ocna, la vest orașul Târgu Ocna. La estrada Trandafirilor, la vest orașul Târgu Ocna, la nord orașul Târgu Ocna. Ce înseamnă orașul Târgu Ocna la vest? Orașul Târgu Ocna înseamnă proprietatea primăriei. Nu ești. Păi... Da, dar eu vreau ceva. Casa Barba sau fosta, nu știu cum, ce termine are. Da, se identificăm mai exact cu... Intrăm din spasticar în general și nu vreau. Da, la cadastru așa. Da, pentru orașul Târgu Ocna. Da. Atunci îmi cer scurt. Nu, am vrut să înțeleg. E clar, vom pune paranteze. Chiar și la poliția. Da, ca să localizăm exact. Mai exact, aveți dreptate. Deci, înțeleg că s-au clarificat lucrurile. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Deci a trecut și acest proiect. Domnul președinte. Dacă tot are dreptul să facem interpelări în timpul ședinței, domnul administrator. Vreau frumos, e frumoasă floarea asta, să o iarbe verde, frunză verde, ce fie. Arevați-o pentru buna desfășurare a ședinței Consiliului Local. Nu ne vedem, colegi, și nu ne vedem ce ești. Vă spun că e să mergi. Vă găsiți?
Găsim soluția și nu mai sunt nivelul ăsta. Domnul Mihai, o să vă întreba, știți câte frunze are floarea asta? Veți consilier local sute. Așa că trebuie să văd aici, sunt 17 frunze. Bine că nu sunt inițiator primarul oraș Târgoviște. Comisia juridică a desfavorat. Comisia economică a desfavorat. Am desfavorat și de la Comisia de Planist. Dacă sunt ceva obiecțiuni... Am înțeles, nu în mod concret, dar am înțeles că chiriile vor fi mai mici. Și eu așa am și spus eu la noi din comisie. Probabil că cineva va face o mică precizare în legătură cu acest aspect. Nu l-am înțeles. Am venit în fața Consiliului Local cu acest regulament, dar datorită faptului că, prin hotărârea de guvern, privind stabilirea normelor metodologice de aplicare a legii locuințelor, au fost introduse o serie de modificări care vin, într-adevăr, să diminueze, așa cum am simulat în noi calculele, să diminueze fiindea celor care stau în ambele. Am luat două exemple, o familie cu două persoane, cu un singur venit, ar ajunge la 57 de lei chiria. Deci o mamă și un copil, în care mama are minimul de economie. Și o familie cu 3 membri, tot așa cu salarii mai mici, 124 de lei. Este un exemplu de calcul, nu ne putem da seama decât atunci când vin cu adeverințele de venit, ca să vedem, pentru că această chirie este ponderată de nivelul venitului de membru de familie. Și am mai venit cu calculul pentru că există niște limite la cote, cum ar fi o cotă de maxim 0,5% care se constituie venit al administratorului locuințelor pentru tinerii care au primit vârsta de 35 de ani. Fiind un procent maxim, deci noi trebuie să stabilim limita. Am fi 0,5. Am mers pe maxim. Așa, am înțeles că 60% din valoare sunt ceva ADN? Da, noi suntem administratori acestor locuințe. Din acest calcul, din chiria stabilită, 60%, de fapt, recuperarea investiției merge la ANL București, diferența de 40% rămâne la noi, pentru administrare. Domnul Sfântul Măștru, aceeași formulă se aplică și pentru cei care au primit vârsta de 35 de ani? Este calculul și pentru 35 de ani, da. Deci, aceeași da. Mulțumesc. Cât de mari datorii pentru mine, din casa? Am avut acțiune, noi în marțea ședință am analizat, sunt și persoane care sunt în urmărire, avem și dosare de evacuare, avem mai multe situații pe care le gestionăm pe capitală. Vă rog, dacă mai sunt alte intervenții de făcut, să faceți acum, dacă nu trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Deci s-a aprobat și acest proiect. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și comuna Pilești Mici, raionul Ialomeni din Republica Moldova. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Comisia Juridică a desfavorat. Comisia Economică nu a întâlnit acest verbalitate cu Arbaus Abis, dar a întâmplat în discuție și a zis că va fi desfavorat. Discuții, dacă sunt? Deci, nu prea am înțeleg beneficiile care sunt din aceste colaborări. Sunt foarte multe și anul trecut, foarte multe și anul ăsta. Și consider că așa anul trecut, cum am zis în primul ședință, te-ai întâlnit pe bani publici.
Asta e tot ce am avut de zis. S-a consemnat, dacă mai dorește cineva, dacă nu supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține. Spune să nu mai știu că domnul consilier, noi am aprobat protocoalele preliminare. Astea sunt protocoalele finale la tot ce a fost. Și avantajele sunt și se vor vedea. Spre exemplu, în acest an am avut din Cetatea Albă 6 autocare de turism, care au dormit la pensiunea din oraș pe dreapta, la domnul Dobre, și au mâncat și pe la restaurantele de aici, vin, vizitează. Nu ne putem face cunoscuți dacă nu facem și aceste promovări. Ca o completare la ce a fost domnul primar, delegații din Republica Moldova ne vizitează orașul și cu alte ocazii, nu neapărat în cele oficiale. Chiar am fost solicitat într-o duminică, ei au fost prezenți într-un alt oraș și au trecut și pe la noi și am vizitat mine, au plătit la intrare și au luat suveniruri, deci iată, suntem de interes turistic. Nu avem de pierdut, avem de câștigat. Nu putem fi izolați. Mulțumesc. Deci putem trece la punctul 6, care e asemănător cu punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și orașul Ceatăr Lungar din Republica Moldova, inițiator primar oraș Târgu Ocna. Aceeași problemă... Comisia juridică a avis favorabil. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? La fel de municipiu? Abține? Deci atât. Trecem la punctul 7. De asemenea, aproape asemănător. Proiectul hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul și pe Bocna, județul Bacău, din România și orașul Gola, Pristani, regiunea Herson, din Ucraina. Inițiator, primarul oraș Târgu Ocna. Comisia juridică a vizitat urmă. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Domnul Măciu Sărbel. Abține. Deci a trecut și acest proiect. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și comuna Galbic Nasco, regiunea metropolitană Milano din Republica Italiană. Inițiator primarul oraș Târgu Ocna. Comisia juridică a vis favorabil. Comisia economică a vis favorabil cu amendamentul ca să merge în putere cu originea turismului. Se face turismul de să ne mai duce și noi, să ne mai descurcăm și noi consilierii. Doar nu fie proști să stă numai ai mai închis. Ba chiar și pe banii contribuabililor, domnul Măciu, până la urmă și pe ei reprezentăm. Iar dacă facem ceva și luăm o decizie pe ei de înfrățire, ca să fie și la avantajul cetățenilor. Acoperișul școlii numărul 1 este bază și noi să ne plimbăm. Domnul Măciu, pe ordinea priorităților ăsta, pentru că stabilim bugetul. Aveți amendamente, ne stabilim, ne facem pe toate, pe ordinea priorităților. Sigur că da. Nu se pot face numai unele și altele. Deci, putem trece la vot? Cine este pentru? Împotrivă? La fel, domnul Măciucă. Deci a trecut și acest proiect. Este comuna la care ați fost anul trecut, domnul primar? Și la care. Și la care ați fost anul trecut. Perfect. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru spațiu comercial situat la cartierul blocului E30 din strada Victoriei, numărul 3842, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator, primarul oraș Târgu Ocna. Comisia juridică a vis nefavorabil. Comisia economică a vis nefavorabil, că reabține două voturi pentru o să expun care a fost discuțiile în comisie.
dezbatere, că asta urma. Da, deci s-a considerat că doar contractul de închiriere nu ar fi suficient în vederea stabilirii câștigătorului sau, mă rog, a viitorului locator de acolo. Și atunci, viitorul locatar. Și atunci s-a convenit să luăm detalii, să vedem ce a văzut executivul, cum se gândește, cum se gândește biroul de achiziții să facă licitația pentru închiriere, dacă este oportun să merge numai pe prețul cel mai mare sau ar fi cazul să mai trecem și alte condiții în cadrul acelei închirieri. Pentru că ședința anterioară, care ne-a adus cu toți aminte, atunci s-au deschis mai multe pariere de discuții, în special pe, și pe obiectul de activitate a celui care va închiria. Și atunci, în cazul acesta, nu văd oportun să merge doar pe prețul de închiriere și un preț oferit cel mai mare să câștige, ci va trebui, nu știu, dat niște puncte stimulente, cuantificat și obiectul de activitate și calitatea financiară a celui care va închiria și eventual garanții sau ce trebuie. Nu știu. Deci, este la dezbaterea consilierilor. Ăsta a fost punctul de vedere al Comisiei Economice. Cei care s-au apărut o să trebuie să trebuie să ne amintim că nu închiriem în jumătate de oraș sau în transatlantic. Închiriem un spațiu comercial de 60 de metri pătrați sau cât e. Dacă noi vrem să obținem venituri, dacă punem tot piedici, nici nu știu cine s-ar putea înscrie, dar tot punem piedici, cred că, la urmă, rămânem cu el în gol. Ceea ce e, cred, cel mai dezavantaj. Am văzut și termenul de închiriere propus, e 10 ani, un termen generos. Înseamnă că... înseamnă că pentru simularea viitorului închiriaș. N-am nimic împotriva acestui termen. Probabil doar punctul în care se că această chirie va rămâne fixă, fermă, 10 ani. Ceea ce mi se pare cam mult. Cine știe ceva pe 10 ani ca și chirie? Nu știu cum se fac contractele de la acum. Există o indexare anuală la chirie sau nu există? Sau măcar o dată la 5 ani o indexare, o renegociere a chiriei. Ar fi bine. Dar ideea e că trebuie să dăm drumul la procedură, că așa tot... stăm cu el tot și nu plătim bine. Mulțumesc. Închirierea se practică în laurile și proces care mă dată, practica la. În funcție de inflație, în funcție de... Practică, prinde exact la de deci nu poți să o bați cu ei pe 10 ani. Vă dați seama, da. Vezi că și corpovat eu, deci a fapt în ordine ce nu. Deci, în general, în trebuie să se fac întâlnirea. Condițiile contractuale care sunt prevăzute în draftul ăsta de contract, ar fi să îi păcuposi pentru noi, pentru proprietari. În primul rând, chiria care rămâne constantă pe o perioadă de 10 ani de zile, condițiile în care vedem că inflația e un factor care influențează de la un an la altul chiriile. Trebuie să fim conști de faptul că la nivel de prețuri și tarife stabilim anual chirii și concesiuni pentru terenuri și pentru alte spații comerciale care sunt și trebuie să-și urmeze cursul normal. Iar celălalt aspect care ține de posibilitatea chiriașului de a subînchiria și iar celuilalt de a mai face o lucrări subînchirie, mi se pare mie că se poate ajunge să facă cineva altceva decât una credință de a folosi spațiul pentru, nu știu, o produce ceva. Sunt de acord, așa cum spunea și domnul Antohi, că acel spațiu trebuie închiriat. Găsite soluțiile corespunzătoare și dați-l cât se poate de direct. Dar în forma în care este văzut acum, parcă nu voi dărăuși. Domnul Cotofoiu. Da, să completar, eu mi-am spus punctul de vedere. La fel ca și ședința anterioară, când am fost de acord ca principiu că ca oportunitate este foarte oportun să închiriem acest spațiu, să-l valorificăm cât mai bine posibil. Și în secundă anterioară s-a pus problema obiectului de activitate, mai ales ce să desfășurăm acolo. De,
din punctul meu de vedere, oricând și oricum, să se închirieze, dar totuși să vedem aspectele astea. Domnul Ilie. Deci n-am fost ședința anterioară, am dat acest aspect, dar vreau să vă spun că sunt pentru a fi închiriat acest spațiu și acel spațiu să producă, dar nu oricum. Dar aș avea o, am o neclaritate vis-a-vis de procedură ca atare. Deci eu cred că Consiliul Local ar fi normal să fie de acord cu închirierea și cu să producă niște venituri pentru comunitate, dar nu sunt de acord de ce ar trebui Consiliul Local să aprobe forma de contract sau clauzele contractuale, pentru că asta se cere prin acest proiect de hotărâre, aprobarea contractului de închiriere. Deci clauzele respective, nu, ridică semne de întrebare, așa cum s-au discutat și colegii mei, și ridică semne de întrebare clauzele respective. Mai mult, dacă ne-am pune și problema că e o perioadă de 10 ani, cine suportă investițiile dacă, de exemplu, are și posibilitatea de subînchiriere? Deci, la un moment dat, s-ar putea să se volatilizeze așa responsabilitatea chiriașului față de acel spațiu. Dar asta rămâne de văzut. Eu, dacă am o întrebare, am o întrebare vis-a-vis de problema necesității aprobării contractului de către Consiliul Local. Ca procedură. Eu cred că în cadrul Consiliului Local ar trebui să aprobăm principiul pasare. Că suntem de acord cu închirierea spațiului. Mai mult și mai mult. Mulțumesc. Domnul Prost. Da, de acord cu ce au spus colegii mei, domnul Mărie și domnul Prunțu, din câte știu, orice contract închiriat între două societăți comerciale, dacă revenim la contract, până la urmă, nici nu trebuia să îl aduceți în discuție și noi ce aprobăm. Ați venit aici cu un draft de contract în care ne spuneți ce trebuie să facă chiriașul, ce drepturi are el, ce are noi. Toate societățile comerciale care încheie între ele un contract de închiriere, prima clauză care o pune acolo este nu are dreptul, chiriașul nu are dreptul să subînchirizeze spațiul. Păi cum să-l închiriez? Îl închiriază obligatoriu cu un preț mai mare ca să-ți facă profitul, să facă noi profitul. Un, doi. Asta nu știm la acest moment. Păi nu știm, dar e trecut de acolo, chiriașul are dreptul să-l subînchirizeze. De subînchirizeze, așa e o problemă. Este o problemă aici. Dacă dumneavoastră executiv închiriați contract cu viitorul chiriaș, câștigător al licitației, probabil să scoateți la licitație, încă o problemă. Văd aici, semnul credincește primarul orașului Târgoviște să semneze în numele și pentru Consiliul Local contract de închiriere. Și treaba mea. Am aprobat să închiriați spațiul. Scoateți-l la licitație, aveți comisie de achiziții, scoateți cine dă prețul cel mai bun sau vine cu oferta cea mai bună, semnați închiriații, am fost de acord cu închirierea spațiului, nu are rost să stea acolo. Nu știu. Care e problema? De ce ați venit? Vă rog, domnul primar. Suntem de acord să-l închiriați. În 2012 este acel spațiu. Inițial, la vremea respectivă s-a gândit să-l folosim ca spații ale primăriei unde se punem birourile. Am venit la dumneavoastră să, cu această propunere, să valorificăm prin închirierea acest spațiu. Dumneavoastră a spus de acord, dar în ședința, când am aprobat, în luna iulie, dumneavoastră a spus că vreți să vedeți draftul de contract. Da, am făcut un draft de contract și l-am adus. Acceptăm orice propunere, orice variantă, orice credeți că e mai bine. Este o noutate și pentru executiv. Nici nu știm la ora asta cine ar veni să le-a. Și atunci cred că are dreptate. Și domnul Antochi când spune, deci să punem multe pretenții, că o să stăm cu el mult și bine. Și de asemenea, și domnul Grozavu, păi să facem un an, de el acolo trebuie să facă investiții, spațiul este la roșu. Cu drept de fundire. Pe domnul. Păi un an durează investiția care o face el acolo. Deci haideți, tot ce spuneți dumneavoastră sunt de acord. Venim în ședința viitoare, toate completările, dar vă rog să propuneți exact. S-a propus draftul de contract, am venit cu draftul de contract. Se propune, ajutați procesul verbal la mare de la ședință, asta s-a spus. Suntem de acord, dar înainte de a se scoate la licitație, veniți cu contract. Și a venit. Ce obiect de activitate? De unde să știu? Nu știu. Deci nu avem vreo solicitare. De asemenea, sigur că nu e nimic, de ce vă aprobăm noi contractul? Pentru că așa se cerut.
e corect să vă spun. E posibil, eu nu zic că da. Dacă doriți, veniți cu toate propunerile, pentru că este într-adevăr o acțiune de pionerat. Eu n-am mai închiriat asemenea spațiu. Am hotărât că este bine să obținem venitul și atunci, haideți, sunt dispus să acceptăm orice variantă prescriu. Și la contract, și la caietul de sarcini, și la condiții, la tot ce vă există. Domnul Bucur. Dacă e voie, nu e cu urmă de feste, așa s-a trecut. Păi de asta a venit domnul Zubar acum cu atractul la asta. Pentru că data trecută s-a pus problema să avizăm de principiu. Pentru că e normal, acea investiție când s-a făcut, s-a făcut din banii primării, din banii publici, cu o anumită destinație când s-a făcut acolo. Nu s-a precizat destinația cu sedul principiu. Este prin programul ANL, este prin programul ANL. Este sunt mai corecte, n-ar fi trebuit să fie acolo spațiu. Este pentru că acelea sunt locuințe sociale în locul acesta. Toate ANL-urile au. Și ANL-ul mai de sus are spațiu pe acela. Nu, prin contractul. Acum nu-i rău, nu-i nimic rău. Domnule, dar și acela spațiu are la. N-am zis ce e rău. Domnule, s-a construit ANL-ul pe astea. Eu nu eram în Consiliu, dar știu că atunci s-a făcut ca și clauze contractuale, spațiile comerciale de jos, care nu sunt cu destinația ANL, ci nu sunt la Agenția Națională de Locuințe, intră în proprietatea Consiliului Local și sunt administrate de Consiliul Local pentru diverse destinații care pot fi publice, care pot fi aducătoare de venituri, etc. Bun, în situația de acum, dacă noi nu-i dăm o destinație, sau practic îi schimbăm destinația, sau îi alocăm o destinație care nu a fost făcută până acum atribuită, deci este normal ca să fie de competența Consiliului Local să stabilească o nouă destinație, da? Deci de asta s-a venit cu, din partea executivului către Consiliul Local, ce destinație îi dăm, dacă suntem de acord să-l închiriem. Și atunci, în ședința anterioară, s-a ridicat problema, bine, bine, îl închiriem. Dar cui? De ce? Pentru ce? Pentru că chiar s-a dat și exemplu atunci. Dacă cineva vrea să deschidă un sexy shop, sau nu știu ce mai acolo, nu putem să fim de acord sau să spunem, dar oricum, în orice variantă. Deci nu putem fi de acord în orice variantă. Și data trecută s-a convenit că se va stabili către ce va fi destinație, se va face o, așa zis, caie de sarcini. Foarte bine aminte că doamna Banda chiar a zis că ar fi bine să-l alocăm pentru o destinație social-cultural-educativă. Adică să luăm și niște bani, dar mai puțin, numai să-l dăm cu anumite destinații. Și el a dat din ce? Completarea destinației spațiului comercial cu activități sportive și culturale au rezultat din asta ridicat de draftul, modelul de contract, să fie aprobat de Consiliul Local cu clauzele contractuale apreate de consilier prin modalitatea de compensare a investițiilor cu chiria și punctul 3, completarea punctului 5 din hotărâre din predicatul lipsă. Predicatul cu predicatul lipsă. Ce va descoperi, domnul Roșnicar. De asta, astăzi noi am revenit. Deci, completarea destinației spațiului comercial cu activități sportive și știrile nu erau așa. Și draftul și modelul au fost solicitarea pe aici cu el aici. Deci, completarea destinației. Destinație, ca cum îi spuneau, activități economice, și administrativilor, și din aia și din aia. Și aici, de aia venim. Adică să se poată face și cu activități și cu administrativilor. În obiectul ăla de activitate. Acum, cum facem ca să cuantificăm acea destinație, dacă tot o facem? Păi asta nu că, că dacă o facem în post la timp, mai mare, atunci să rătați. E de acum cea mai mare. Să fim de ajuns la început asta, că nu o să fie o plătare. Acum o să trăgim. Nu o să fie atât de acele. Să mai fim așa restrictiv. Nu o să vedem închiriatul. Puteți scădea termenul un pic. Asta e. Eu nu sunt că vreau să fiu restrictiv, Doamne ferește, dar încerc să pun în balanță. Dacă, dacă vine, de exemplu, unul care vrea să facă o proiectorie acolo și unul vrea să facă un club de dans și zic, ăla cu proiectoria dă cu un leu mai mult decât ăsta la urmă. Ce alegem de făcut? Nu știu, dar, domnule, și dacă îmi permiteți, cred că vreau să fac următoarea propunere. Haideți să-l amânăm și până la ședința viitoare, președinții de comisii și toți consilierii care doriți să faceți observații, le faceți. Te trecem și la ședința viitoare. Pentru că toate observațiile dumneavoastră sunt
bune, sunt corecte, ne asumăm și riscul de a... Știu, să nu funcționeze foarte bine. Deci veniți cu toate propunerile, cum vreți. Nu te venea cu propunerile? Nu, nu are rost să stăm în ședința. Până la ședința viitoare, v-ați să veniți cu propunerile scrise, noi le trecem în... În, și facem că schiria, asta era problema noastră. Știți că am fost într-o totul de acord să închiriem schiria? Chiar am avut pentru că toți vrem, trebuie să facem cum, vrem, da? Ar trebui scos totuși din contract pe acea clauză, trebuie pusă clauză în sub închiriere, este logică și este logică. Iar articolul 2 din proiectul de hotărâre de astăzi, nu mai avem cum. Domnul, haideți să vă spun ce s-a întâmplat. Noi am pus și sub închirierea tot ca o facilitate. Am zis, dacă unul eleator și vrea să-l mai dea la cineva, să-i permitem chestiunea asta, dar nu obligatoriu. A spus să fim cât mai flexibili ca să vină cineva să ia pireasa, că nu vine nimeni. E nu știm, n-am făcut. Păi nu știu, toate observațiile faceți în scris, le punem doamna secretară, comisiile economice, juridice și suntem de acord să... Din momentul când lansăm... Noi n-am lansat nimic. De aceea vă rog tare mult să veniți cu propunere, că în momentul când am lansat și am uitat ceva, e complicat. Domnul primar, eu din poate vedea că nu mai pentru acel birou unic, da, știți? Da. Unde toți ce plăteau, apă, canalul, curent electric, știți care a fost. Dar acum, acum să plătesc online și nu mai suntem, să zic, la modă. Da. Și a fost și casă de căsătorii și am să facem mai multe. Dar până la urmă, trebuie mai degrabă să-l dăm, să luăm bani. O propunere, fiindcă toți suntem la acest punct. Am discutat cu cei de la finanțe. Și e bine să vă informez, să știu și părerea dumneavoastră. Sediul fostelor finanțe, știți, aici în centru. Da? Trezoreria. Vor să ne transfere din domeniul public al statului, în domeniul public al localității, acest spațiu. Vreau să știu părerea dumneavoastră. Eu am spus inițial, să vă consult. Facem bani. Nu, stați-o. Nu mă bine. Deci îl luăm în administrare și în domeniul public, sigur, poate bine, îi pare. Dar e păcat să nu-l luăm, pentru că el arată și urât acolo în centru. Și dacă îl luăm, îi vom da o destinație. Nu știm care. Și atunci, este iarăși o problemă să, când vom avea adresa, vreau să, dacă îmi permiteți, eu am să fac o scrisoare de intenții, să vedem în ce condiții poate vor să-l transfere. Din discuțiile avute, vă spun că cu titlul gratuit și vom găsi o destinație. Vă asigur nu vezi lucrătorul la spațiu. Cum? Da, e bine. Ce-a spus? Ce-a spus, domnul Nunțu? Vă asigur nu vreau să... La anele, să consideră închiriezi spațiu. Măsiția de ciment, da. Nu, da, da. S-a spus aici activități sportive și culturale, nu de cons. Păi, scăratul ce se acolo de ciment. Da. Deci, sunteți de acord să amânăm proiectul nou? Da, de clas. Supunem la vot, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci, acest proiect s-a amânat pentru o următoare ședință. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, inițiator și primarul orașului Târgu Ocna. Cum s-a întâmplat că a fost favorabil? Cum s-a întâmplat că a fost favorabil? Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă am trebuit să precizați cum anume țineți audiență, ce zile, ce prezentă, da, cum doriți pe comisii individual, de formațiuni politice, mai multe variante. Există o obligativitate la un număr de audiențe, adică ca ore, mai sunt de lună? Nu există. Nu există. Spune că legea spune că membrii Consiliului Local au obligat să se întâlnească cel puțin trimestrial cu cetățenii. Cu cetățenii, da. Dumneavoastră puteți stabili, nu știu, perioada, o dată pe lună, o dată la două săptămâni. Perioada, cum vă permite timpul și cum... Problema, ce perioadă? Cam de la ce oră până la ce oră?
Că sunt unii dintre colegi care au spus că nu pot să o facă că după orele 16 dimineața la secundă. Păi nu e nicio problemă asta dacă dumneavoastră stabiliți undeva într-o anumită zi după program, dar nu să nu fie chiar în fiecare zi săptămână. Poate să rămână un coleg cu eu sau un coleg la juridic, să rămână ca să vă ajute, nu știu, să vă registreze cererea sau nu știu. Consider că trebuie să fie pe timp programul de aparte de primărie. Dacă este posibil, dacă este posibil. Noi avem program până la 4:30. Aș vrea ca acest întrebare, aș vrea să propun ca acest... Domnul Ili, s-a înscris domnul Panțăru. Vă scuze, da. Aș vrea să aceste audiențe, zic că este, nu adică normal, așa ar fi bine, să fie în cadrul comisiilor, pentru că dacă cetățeanul are o problemă de gen economic sau nu știu, poate putem să lucrăm mai bine, dacă e de ordine juridic. Domnul Ili. Eu mă referam la program și am zis că nu e obligator ca aceste audiențe să fie în timpul programului aparatului administrativ. Pentru că dacă cumva avea noi anumite lucruri la care nu am reușit să răspundem, putem să ne notăm și atunci să le aducem la cunoștință cetățenilor, după ce ne consultăm cu aparatul. Să notați într-un registru de audiențe, eu deja l-am comandat la editură. Și puteți veni să consemnați acolo. Și să-mi indicați și compartimentul sau cu ajutorul meu să vedem de ce compartimentul poate îndrepta solicitarea respectivă. Dacă necesită un răspuns în partea compartimentului respectiv care va trebui formulat. Dacă necesită răspuns, va dat tot în termenul legal. Deci, membrii Comisiei Economice, membrii Comisiei Economice au stabilit că ar fi oportun aceste ședințe, aceste audiențe să se stabilească în cadrul comisiei, să se facă în cadrul comisiei și să aibă loc semestrial, așa cum spune legea, poate să are o dată pe dumneavoastră și a fost semestrial, în cea de-a treia lună a fiecărui trimestru. Și știu... Și ce zi? Toți cetățenii știu că ședința de comisie are loc în ultima joi, de regulă, în ultima joi a lunii respective, deci ședințele vor fi, audiențele vor fi. De obicei, joia are ședință de fost. Deci, joia înainte și înainte. Și audiențe și comisii, toate la astea. Două ori. Ce am tot joia. Deci, de regulă, va fi cu... Ultima joi din luna. Care își reprezintă un anumit spectru de electorat. De asta noi
Părerea mea este că noi îndeplinim o prevedere legală cerută de către lege și de asta o și prevedem, pentru că de altminteri, toți consilierii, toți dintre noi, când se întâlnește cu cetățeanul, dăm audiențe zilnică. Zilnic dăm audiențe, că nu cred că este un consilier de aici care să pocați cu cetățean pe stradă și să-i spună, domnul consilier, știți, am și eu următoarea problemă. Nu știu care. Pe mine m-a oprit și mă opresc și totdeauna mă opresc și discut cu oamenii care mă interpelează. Fără audiență. Comisia juridică a doua marță din lună, întrebările 10 și 11. Din lună. Între ora 10-11. Dacă vreți să facă și cadrul. Poți să duce cadrul comisiei. Să fac parte din tot. Comisia de analiză. A stabilit pentru început o dată, dar în cazul în care numărul de solicitări va fi mai mare, o să facem un alt. În ultima zi de miercuri, trimestrial, ultima zi de miercuri, la ora 15, ce vreți să luăm cu ședința de comisie, să putem aduce la cunoștință Consiliul Local imediat în ziua următoare. Deci nu este ședința miercuri, da? Miercuri. Și dacă e nevoie, atât la 15, da. În regulă. Cu siguranță vom avea, dar și noi. Deci, mai sunt alte propuneri? Dacă nu trecem la vot, votăm acest proiect, așa cum s-a discutat până acum, propunerile care s-au făcut. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci s-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Inițiator primarul oraș Târgoviște. Comisia economică are favorabil. Alte comisii mai sunt? Nu. Atât. Discuții. Domnul Sandel Măciu. Nu e mult timp de când am făcut o nouă rectificare de buget local. Deci, și-aș vrea să știu exact cum se procedează celălalt ATM, de unde se iau banii, unde se pun banii și pentru ce. Scrie material. Învăța lumea. Știți materialul, dar să nu, dar aș vrea să se spună ca să... Se știe, toată lumea. Se iau bani de la învățământ, se pun unde se pun. Și de la învățământ se duc la salarii, și de... Domnul consilier, ați avut materiale. Doriți dumneavoastră cum facem? Pentru domnul Măciu, că nu putem să dăm explicația acum la ce. Trebuie să înveți, are un an și trei luni. Că când este așa se și procedează și la ceva de ATM-uri. Așa, astră, oamenii să știe cum și unde... Pentru că dumneavoastră n-ați înțeles, nu este normal ca să ținem toți consilierii să dăm explicații, pentru că nu aș dori să simtă ofensați că peste problemele pe care deși le-au înțeles foarte bine, mai bine explicații. Domnul Măcică, întrebarea mea este așa. Dacă dumneavoastră ați intervenit, punctual faceți ceva punctual, să înțelegem de ce ați intervenit. Ca să plecăm cu... la noi de aici. Sunt prea multe rectificări de buget la distanțe mici de timp. Da? Asta e clar. Prefăzurile de lege și de lege comisie sunt oportune. Atunci trebuie să-ți mulțumim. Toate sunt pe viteze, toate sunt oportune. Doar nicio problemă. Trec doar pentru cetățeni. Nu trecem la oricum. Pentru că domnul Măciuca a materiale și este obligația oricărui consilier că vine la ședința de consiliu să-și prezinte, să-și citească materiale. Dar sunt veniți niște bani la rectificare de buget de la marea masă a banilor, că mai sunt niște mici bani care îți luați de colo-colo, la iluminat, care îți luați la mobilitate, s-au făcut niște economii la iluminat, dar vă spun încă o dată, că cetățenii să-ți spunească. Deci sunt niște mici bănuțișuri care sunt luați de acolo unde s-au făcut economii și dați acolo unde este nevoie de ei, dar în marea masă sunt bani veniți la guvern care sunt pentru plata anvelopei salariale pentru învățământ. Pentru cetățeni.
Mă bucur că cetățenii au fost informați. De asemenea, cetățenii au posibilitatea să fie de pe site-ul de privăție și despre el. Și bugetul este public, domnule. Pentru cine dorește de ca să nu mai fugim discuția fără rost, vă întreb încă o dată dacă mai vrea cineva să mai intervină. Nu. Ce-și trece la vot? Ce este bine? Eu împotrivă? Abține. Deci a fost aprobat și acest proiect de la Cumbunăști. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local de Bogna, numărul 51 din 31.05.2017, aprobarea prețurilor tarifelor practicate de 10 compania de utilități publice de Bogna de SA, relațiile cu clienții, persoane fizice și juridice, pentru prestările executate de societate. Inițiator primarul la Bogna. Comisia economică aveți favorabil. Alte comisii nu mai sunt. Discuții. Nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă, domnul Măciucu Sandel. Abține. Deci, s-a aprobat și acest proiect. Trecem la punctul 13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.000 de lei pentru susținerea activităților organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, 5 octombrie, a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie, și a Zilei Vânătorilor de Munte, 3 octombrie. Inițiator primarul orașului Bogna. Comisia Economică a venit favorabilă. Comisia Economică a venit favorabilă. Discuții. Păi, poate ne informează domnul primar pentru evenimentul ăsta, că am găsit și invitație pe aici cu Pitru și e bine să știi noi. La fiecare an, noi avem aceste evenimente, este vorba de Ziua Educației, pe data de 5 octombrie, la sala de sport de la colegiu. Vă invit și pe dumneavoastră să participați, vor fi toți profesorii, învățătorii, educatorii, personal auxiliar din toate școlile din oraș, având în vedere efortul pe care îl fac cei din educație, este normal să sărbătorim ziua fericilor acolo și vă invităm și pe dumneavoastră. Pe data de 6, este Ziua Persoanei Vârstnice și organizăm pe Strada Victoriei concursul pentru bărbați bicicleta prietena noastră, având în vedere că acum câțiva ani am avut un cetățean de 92 de ani care a participat, a trebuit să facem categorii și am făcut 65-75 plus 75. Este foarte interesant pentru cetățenii noștri și avem 4 biciclete pe care le avem oferite de o societate ca și sponsorizare. Avem categorii la femei 62-75, peste 75, pentru că am avut o doamnă de 22 de ani care a câștigat bicicleta. Și vă invităm să veniți, este foarte interesant. Pentru această zi, noi o facem în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Înțeleg că în acest an vom avea și din județul Neamț. Și avem bunicile noastre din toate cartierele. Avem plăcinta, plăcintele bunicii, am spus. Este un concurs de plăcinte, așa că la plăcinte înainte. Vă așteptăm și pe dumneavoastră. Vom avea și procesul la Casa de Cultură, la acolo. Seara vom avea și o seară de romanțe în Casa de Cultură. Vă invităm și pe dumneavoastră și chiar vă rog frumos să participați. Avem de asemenea și Ziua Vânătorului de Munte. E data de 3 octombrie. Știți, acțiunea este de mai mulți ani. În 3 noiembrie. Este de mai mulți ani. O facem. Vin vânătorii de munte de la Sfântul Gheorghe, în Gazeta Primăriei. Și pentru toate aceste activități este propusă această sumă. Avem de faptat, dacă vezi pe fiecare eveniment, trebuie să le facem, pentru că sunt evenimente care aduc în oraș și turiști și participanți din localitate. Pentru că tot vorbim de persoane cu vârsta a treia, să știți că avem 63 de persoane peste 90 de ani în Bogna. Și de când sunt eu primar, am fost la 7 persoane care au venit 100 de ani. Cum? Și acel de 98? 98, da. Nu m-a dat ăsta. Nu m-a dat ăsta, mai mult de mandat.
Se pare că clima pe care o avem noi aici este prietenă. 90 la Vâlcele. Da. Avem și 98 la Vâlcele, avem 94 la Poi. Mulțumesc, mă rog. Hai, domnule ședinte. Supunem la vot acest proiect. Numărul 3. Deci, cine este pentru? Împotrivă. Abținem. Deci a trecut și acest proiect. Trecem la numărul 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă de moasă ce va fi exploatată din fondul forestier proprietatea orașului Târgovna și aprobarea prețului de vânzare. Inițiator primarul orașului Târgovna. Comisia Judiciară de Salvador. Comisia pentru Banii Salvador. Comisia Economică a Salvador, doar cu chestiunea cu până la preț. La preț. Nu știu de ce. Evident. Stabilirea cantității. Este vorba de cartierul Lemnos, care este dat cetățenilor din cartierele Poetisești și Gura Slănic, din Pășunea Pădurită, care este în administrarea primăriei. Și în anii trecuți am făcut la fel. Lemnul este scos de către Ocolul Silvic. Este luat de către cetățeni. Ocolul Silvic taie chitanța. Nu am putut să vă spunem, să știm la ora asta, cantitatea, pentru că ea rezultă din documentul, după ce marcă, fiecare arbore își dă seama ce cantitate rezultă de această suprafață și e sigur că prețurile vor fi cele practicate de direcția Silvic. Este bine să aprobăm, pentru că este luna când cetățenii trebuie să înalte să ceapă să-i aleg și până ne organizăm cu cetățenii în cartier. Este foarte bine să lucrăm sub regim silvic și în mod organizat, pentru că ei, forțați de frigul de afară, să vă duce în pădure fără acție. Și este păcat să amendăm. Și aici vreau să-i mulțumesc domnului consilier Isai, care a avut un aport deosebit în stabilirea acestui proiect de hotărâre, având în vedere de specialitatea dânsului. Și de asemenea, nu mai sunt cu controlul locului silvic lucrăm. Și se pare că am reușit să disciplinăm oamenii, cel puțin cei din cele trei cartiere Poeni, Gura Slănic și Tisești, nu mai intru în pădure decât atunci când intră și pădurea. Mulțumesc. Domnul primar, dacă ați făcut precizările astea, vă rog să spuneți acum în ședință, să știe cetățenii de unde, care sunt cele trei puncte sau câte puncte sunt de unde să... Există un punct pe Valea Lupului pentru cei din Gura Slănic. Există o parcelă pe Tisești, la Chichilău, la Poeni, în... este așa o parcelă, asta sunt cele trei parcele. Deci cetățenii se vor adresa la primărie, nu? Se vor adresa la primărie. Cerele, avem și comitetele pe care noi le alegem în fiecare primăvară, se centralizează la ei, se aprobă de către noi, nu unul ia cinci căruți și altul nu ia niciuna. Adică cantitatea este împărțită. Se ia cantitatea care rezultă în urma marcării de către Ocolul Silvic, se împarte la numărul de cer și fiecare va lua cantitatea necesară care rezultă din aceste calcule și sigur că încercăm să obțină fiecare cetățean lemnul necesar pentru această perioadă rece anului. Sigur că și Ocolul Silvic pune la dispoziție din parcele pe care le-au dat și lemn pentru urmă. Dar este altă poveste. Mulțumesc. Deci, cred, dacă nu mai sunt alte discuții, trecem la vot. Cine este? Domnul Zaic, aveți ceva de spus? Deci putem trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Deci a trecut și acest proiect. Trecem la punctul 5. Informare privind constatările consemnate în raportul de audit a 17 pe 866 din 28.6.2017, încheiat în urma acțiunii audit financiar asupra contului anului de execuție bugetară al OAD de către Camera de Conturi, județul Bacău și a măsurilor dispuse prin decizia numărul 33 din 3-8-2017 pentru înlăturarea deficienței. Această informare, probabil că o face doamna secretară sau cine? Ați avut material. Deci, nu, am avut material. Dacă aveți observații. Așa, dacă aveți alte observații. De făcut. Nu, că nu se votează prin informare. Deci nu sunt discuții pe marginea. Da, am văzut neregulile, măsurile, probabil că le-au păstrat pentru un altă. Se lucrează la neregulile constatate pentru remedierea lor.
Deci putem trece la punctul 16. Tot o informare. Informare privind organizarea manifestărilor cultural-artistice, zilele orașului Târgu Bocna, 2017, și manifestărilor comemorative prelujite de aniversare a 100 de ani de la desfășurarea luptelor de la Cosna și Cireșoaia, oraș de Bocna. Dacă sunt ceva discuții. Dacă aveți... Da, a fost. Am întrebat ceva discuții? Dacă nu, declar ședința... Nu, 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 urmarea reabilitării trotuarului, s-a ridicat trotuarul cu 15-17 cm, iar băncile, băncuțele care sunt puse la intrarea în locuri, au rămas la același nivel și cetățenii se așează destul de greu, e incomod de stat pe acele bănci, mai ales pentru cei de vârstă mai dat, chiar m-au rugat o domnule, dacă se poate la ceva, să le ridicați la nivelul. Și a doua mare problemă. Am început problema. La BNE deja s-au ridicat și urmează să ajungem cu ridicat. La BNE s-a ajuns și mai jos, la locul de garsonieră. Și haideți să găsim o soluție, tot pe starea cu campușile. Cum facem ca mașinile să nu mai poată circula cu viteză la maxim? Până în vedere că s-au reabilitat drumul și bine, când era drumul stricat, circulau... Dar și pe Bișoara și Găleanu au rămas... Acum, viteză, nu știu, să punem niște... Nu, copașele alea nu cred că sunt o soluție, chiar nu cred niciodată. Nu știu, punem indicatoare. Stă poliția, în loc, dau ceva la mes, până la urmă tot cu măsură de constrângere așa sau... Nu am putea să-i lucrăm în... Discutăm cu cei de la poliție, să vedem ce... Mă ofer, lucrăm la producătorii, au să nu mai ieși. Da, băgăm căruță din când în când și nu-i lucră. Strada e foarte moderată. Asta erau cele două probleme. Domnul Iurea, să vă spuneți. Corect. Domnul Iurea. Asta doară la școala numărul 1, se mă fără la prezent din inserie. Cum la părinți care au copii la numărul 1. Copii pe stradă și v-am spus, nu se rezolvă problema cu semaforul, pentru că e un pericol foarte mare. Neapărat trebuie să-i vă soluție, nu știu cum să vă spune. Să facem de mult. Ieșit pe acolo, acolo, se intră, se iese. Semaforul a fost deteriorat de către niște camioane care au depășit gabaritul. A fost rupt întreg sistemul de acolo, agățat și tras după el de două ori. O dată l-am reparat, dar două ori l-am pus pe chituri. Și acum a trebuit să facem o achiziție pentru că va fi implementat întreaga intersecție cu un nou sistem de semaforizare, pentru că nu mai merg, erau tip vechi și nu mai mergeau schimbate doar lămpile de pe care au fost rupte. Și acum sunt stâlpi comandați, niște stâlpi mai înalți, ancorați din lateral, este o procedură. Am sperat că rezolvăm situația până la 15 septembrie, până la 11, când început. Nu s-a reușit datorită situației. Vă spun, termen destul de scurt, se va muta. Până se reușește întâmplarea semaforului, putem interveni sau face o cerere la poliție să fie un agent care să dirigeze de la 8 fără sfert la ora 8, când se duc copiii la școală, când e traficul cel mai intens, așa se procedează la mâine. Copiii sunt în considerare și solicitarea dumneavoastră și o să facem o adresă către poliție. Dar să știți că, uite, dacă mă colegul spune, că deja procedura s-a finalizat de achiziție și trebuie să le... Da. Facem adresă la unitatea de poliție să ne sprijine în sensul ăsta. Și că adresa de poliție și pe ce? Măcar lunea, că este târgul la noi în Târgona, ca poliția să stea în centru, nu la facem, facem o adresă către secția de poliție. Da. Bine. Păi exact un pic circulația în cer. Mai ales că acum s-a dat frumos și pe urmă și în Da. Aș dori ca cererile pe care le fac cu liberul acces la informații, să vi se dea scris. Și nu în ședința de Consiliul Local, pentru că în ședința de Consiliul Local nu prea mi s-au dat răspunsuri, deci le-am solicitat. Dacă vă uitați în procesele verbale, vă dați seama ce am întrebat, vă dați seama că nu mi s-a răspuns. De asta vreau să fie date în scris. Ca urmare a solicitării dumneavoastră, solicitați avut
două puncte. Unul, informare cu privire la costurile manifestărilor și a doua cu lista cu debitorii către primărie. Dacă îmi permite să vă informez legislația cu privire la publicarea listei cu persoanele care au datorii. Nu o publică, acum am început să o publică. Sau o face eu public. Deci există o procedură. Vă rog să vă informați. Domnul consilier, există o procedură pe care vrea să o aprofundați și o să vedeți. Pentru că Consiliul Local trebuie să aprobe publicarea acestei liste. Odată ce am scos-o din bază, am zis că public această listă. Păi da, se registrează. Păi cum să vă dau? V-am dat, am făcut cerere scrisă și îmi dați tot scris și văd numai eu. Nu am zis să vă respectați. Așa cum vrea să respectați legea și noi o respectați. Mai vreau să vedeți. Consiliul Local trebuie să știți. Să fie influențat. Urmează domnul Ilie. Aș propune că de la cele două treceri de vietorii ăștia de astăzi ar trebui renunțat cumva la urmă, așa să fie în altfel de circulația să stăm sub toate sesiunile de pare cuvântul domnului Ilie. Eu aș fi pus o întrebare, pentru că deja se desprezmă în legătură prin sărășatii. În primul rând, canalizarea de casa linii. Când, dacă există posibilitatea, nu din alte motive, ci pentru că deja apa iese la un domeniu mai la deal acum. S-au început lucrările la statele alea de pompare. Nu le-au terminat. Din câte rețin eu, s-a dat un termen noiembrie 2017. Am avut discuții și cu o serie de cetățeni din cartierul Ulțele, dar implicit unitatea Salina are autorizație din gospodările apelor, în care este precizat și sunt clar plasate măsuri. Am identificat această sursă de a ne putea alimenta la canalizarea orașului. Cu acea ocazie, așa s-a dat avizul. Nu știu ce o să răspundem acum, pentru că este chiar ce sunt atent pentru autorizația de gospodărire a apelor la unitate. În altul vorbim de idee, o altă problemă, dacă mai există o speranță vis-a-vis de drum. Nu din alt motiv, ci din motivul că nu-ți mai poate ce clarie pe el. Iar o altă problemă care e mai veche și care am vrut să o reamintesc, am rugămintea să încercăm să montăm mai la podul ăla de la Onești, care o să pice și ăla. O vedea pe unde se mai trebuie așa și viitor pe acolo. Dar am avut rugămintea să spunem un indicator așa cum este Mercurea Ciuc, Comănești, Lănin Moldova, să fie Șterg Ovna. Nu suntem de acum. Eu vă spun de 4 ani această problemă. Să punem orice, dar haide să fie Șterg Ovna prins acolo, doar prin motive de a fi cunoscut și la acea intersecție și pe acel drum european. Care cuvântul domnului nu suntem măsiți. Sau până mâine dimineață, fiecare desigur. Ori una, două probleme, ce fac? Și o listă întreagă și tot mi-aduc aminte, mai spun una. Spune domnule, pe toate și termină o treabă. De vedere că dumneavoastră a avut o intervenție, dați-mi voi să răspund domnului Ilie, care are niște probleme concrete. Deci, domnul Ominine, domnul director, cu canalizarea, a fost la stația de curare în această săptămână, au început montarea echipamentului, de ea va fi pornită la sfârșitul acestui an. Referitor la canalizare. La sfârșitul acestui an. La sfârșitul acestui an, au început probele. Se verifică fiecare cămin și sunt intervenții acolo. De orice se pare că este o defecțiune, se infiltrează apă din Dulcica. O să remedieze acest aspect. Și fiecare cămin este luat acum la verificare. Referitor la drum, s-au deschis ofertele, s-a terminat cu licitația, prima fază. Sunt 6 societăți, dacă vreți, mi le și spun. Nu, pardon, 5. Sunt două societăți care au venit în asociere, deci sunt 4. De două societăți și o societate a venit singură. Conex Prustu, Prustransu, Alconepu cu Gironapu,
și o societate Install Design SRL. Suntem în faza de analiza ofertelor și analiza tehnică. Dacă se mai contestă, asta e problema. Dar totuși suntem într-o fază, am mai făcut un pas, să spunem așa. Da? Referitor la indicatorul care este la UNE și noi am făcut adresa. Și o să revenim la adresa făcută la drumul național, pentru că n-ați știți cum putem la noi. A spus și la ajut, și la bagajul. Dar nu, da, o fac eu prin banii mei. Stați un pic, am spus așa, că o facem noi și punem și la ajut și la Onești, că peste tot. Nu este Târgu Planicării, aveți dreptate, că este trecut Sălic, Comănești și Danelu Sântem. O să revenim asupra adresei. Mulțumesc. Domnul Sântem, mă știu, vă rog. Rog domnul administrator public al orașului să meargă pe strada Capitan Bușină și să vadă materiale de construcții puse pe trotuar. Pe trotuarul nou făcut. Nu mai tolerăm așa ceva, da? Nici locuitorii, nici nimeni. Vorbim frumos să luați măsurile legale ce se întâmplă. Dacă mai sunt alte... extraordinar. Dacă mai sunt alte, nu au fost destule. Nu, 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 n